Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. O adolescentă de 16 ani s-a urcat la volanul unui bolici, a gonit pe șosea cu poliția pe urmele ei, a refuzat să oprească la semnal și a accelerat cursa, la sfârșit după ce a avariat 5 mașini parcate. Oamenii au fost atacați de urs în localitatea Crisva din județul Brașov, vorbim de o fată de 14 ani însărcinată și un bărbat de 68, amândoi au fost duși în stare gravă la spital. Și debitul Dunării la intrarea în țară crește cu fiecare oră și autoritățile sunt în alertă. În sudul Ungariei, fluviul a făcut ravagii. O tânără de 16 ani s-a urcat la volanul unui bolici și a ieșit la plimbare fără să-i pese că nu are permis. A provocat un accident grav pe o stradă din sectorul 3 al capitalei. Era urmărită de poliție. Agenții au făcut semn să oprească, însă tânăra a apăsat și mai tare pedala de accelerație. Din cauza vitezei a pierdut controlul volanului și a făcut zop 5 mașini pe numele minorei. A fost deschis un dosar penal pentru mai multe infracțiuni și a fost plasată sub control judiciar. Accidentul s-a produs în miez de noapte pe o stradă din sectorul 3. Polițiștii secției 11 au încercat să oprească autoturismul pentru un control de rutină, dar tânăra de la volan a refuzat să oprească și a continuat drumul. Polițiștii din cadrul subunității au pornit în urmărirea acestuia folosind semnalele acustice și luminoase. Ulterior, șoferul a intrat în coliziune cu 5 autoturisme parcate regulamentar. Polițiștii au identificat și depistat o tânără în vârstă de 16 ani, bănuită de comiterea faptelor. Persoana în cauză a fost testată cu aparatul etilotest, dar și cu aparatul drug test, rezultatele fiind negative. Martorii spun că minora avea o viteză de peste 100 de km la oră. Vecinii au fost îngroziți de zgomotul puternic produs la impact. Impactul, da, l-am auzit. S-a auzit în tot blocul. S-a auzit, trage pe dreapta și sirena. A intrat într-un Jeep Duster, după care a intrat în mașina care se vede. Mașina care se vede a lovit un Logan, Loganul o altă mașină care era parcată lângă. O fată de n-a venit cu o viteză, i-am zis dacă era copii pe stradă, ce se întâmpla? 3 fete era într-o mașină, dar nu erau drogate, nu erau, erau speriate și ele, o viteză de 17 ani avea. A venit parcă tatăl ei și a zis, ce ai făcut, fata mea, ce ai făcut? Din fericire, nimeni nu a fost rănit în accident. Minora și cei 2 pasageri au refuzat îngrijirile medicale. În schimb, a provocat pagube de mii de euro. Cei care s-au trezit fără mașini peste noapte pot deschide un dosar de daună pentru a-și repara vehiculele. Problema este că bolidul de lux care a provocat întregul accident nu figurează cu o asigurare valabilă. Persoanele prejudiciate pot deschide dosar de daună pe polița RCA vinovatului de producerea evenimentului, urmând ca ulterior asiguratorul RCA, având drept de regres, să recupereze în totalitate prejudiciul de la persoanele vinovate. În cazul de față discutăm de un minor care nu avea drept de conducere, era în timpul comiterii unei infracțiuni și acest lucru nu este o circumstanță acoperită pe polița RCA. Tânăra de 16 ani a fost dusă la secția 11 de poliție pentru audieri. De ce te-ai urcat la volan dacă nu ai permis? Nu te-ai gândit că poți să omori pe cineva? Cazurile în care minorii sunt prinși la volanul unei mașini fără drept de a conduce sunt din ce în ce mai des întâlnite. Au trecut aproape 2 luni de la tragedia din Pantelimon, unde un copil și-a pierdut viața și un altul a rămas cu sechele pe viață. Tânărul de 17 ani s-a urcat la volanul mașinii prietenului său și în parcarea parcului Pantelimon a lovit grav 2 copii. Băiatul în vârstă de 9 ani a murit la scurt timp după impact, iar sora lui de 7 ani a fost grav rănită. După accident, șoferul a abandonat mașina și a fugit. A fost prins la scurt timp de polițiști. El este acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Imagini șocante vin de la Iași. 2 șoferi au scăpat cu viața dintr-un cumplit accident ce a avut loc în localitatea Bivolari. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere. Unul dintre șoferi circula cu viteză redusă și căuta un loc de parcare. A găsit pe cealaltă parte a carosabilului și a tras de volan stânga. În acel moment, un alt șofer care circula cu viteză mult mai mare a intrat în depășire și nu a mai avut cum să evite impactul. Mașinile s-au lovit atât de tare încât au ricoșat într-un alt autoturism parcat. Din fericire, cei implicați au scăpat cu viață, dar mașinile s-au transformat într-un morman de fiare. Guvernul a aprobat după 2 ani prima rectificare bugetară. Cheltuielile au scăpat de sub control și gaura de la buget a ajuns la 120 de miliarde de lei. Cine pierde bani și cine primește, vă spun în câteva momente în jurnal. Alertă într-un sat din județul Brașov după ce două persoane au fost atacate de un urs. O minoră în vârstă de 14 ani însărcinată în 6 luni și un bărbat de 68 de ani au ajuns de urgență la spital în urma rănilor provocate de animalul sălbatic. Din fericire, cele două victime au scăpat ca prin minune și sunt acum internate în spital. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Totul s-a întâmplat într-un sat din Brașov. Animalul sălbatic a ajuns mai întâi în curtea bărbatului de 68 de ani, pe care l-a rănit în zona capului, la față și ureche. Noi avem un coteț, să zicem, de găini în spatele casei și cam când se întunecă așa puțin, el își ia lanterna și merge și încuie găinile, închide găinile. Dar de data asta nu a apucat să le închidă pentru că s-a trezit cu namila în spate și l-a sfâșiat, deci urechea e dezlocată. Niște vecini de aici au început să dea petarde, atunci ursul s-a speriat, probabil. Apoi animalul a fugit pe stradă, unde în calea lui a apărut minora de 14 ani însărcinată, care era însoțită de cumnatul ei. Bărbatul a reușit să sară un gard și s-a salvat, însă fata nu a reușit să fugă de animal și a țipat până a scăpat din ghearele ursului. Cele două persoane erau conștiente, de asemenea s-a transmis și un mesaj, o alertă. S-au constatat leziuni la nivelul fesei drepte, leziune mai profundă care a trebuit și suturată, la nivelul genunchilor, la nivelul mâinilor, din fericire ușoare, a fost suturată acolo și trimisă la spitalul nostru pentru că este și gravidă în 20 de săptămâni. Starea bărbatului de 68 de ani atacat nu este însă una bună. În momentul de față se află internat la chirurgie plastică cu niște plăci destul de complexe la nivelul scalpului și urechii. Chiar în momentul de față este în sala de operație, o operație efectuată de colegii ORL și colegii de la chirurgie plastică. Autoritățile din Crisva vor să împuște ursul periculos și au început demersurile în acest sens. S-a hotărât eutanasierea animalului, așa, deci până la ora 22 acel raport este valabil. Localnicii sunt îngroziți de cele întâmplate și le este frică să mai meargă pe stradă. Să știți că trebuie să fii foarte atenți, că îngrijorarea pe fiecare e frământă. Aici e problema. După strada principală, care e circulată, iluminat, public tot și tot avem de plăceri. Pericolul există din cauza la ONG-urile astea care zice nu vă atingeți de cutare, dar ei stau în bloc și stau la birouri. O situație foarte gravă. În acea zonă sunt peste 60 de urși, potrivit autorităților locale. Sunt razii de amploare în capitală și în împrejurim. Polițiștii, jandarmii și luptători ai trupelor speciale caută 3 dintre scandalagii care au participat la bătaia de stradă începută în orașul Pantelimon și terminată la spital. Până acum 6 persoane au fost arestate preventiv pentru următoarele 30 de zile. Nici spitalul nu a scăpat de sancțiuni. Unitatea a fost amendată cu 3.000 de lei pentru că nu a reușit să asigure securitatea medicilor și a pacienților. În total, numai puțin de 19 persoane s-au bătut în stradă, iar apoi au luat cu asalt camera de gardă de la spitalul Sfântul Pantelimon. Până acum, doar 16 dintre bărbații implicați au fost găsiți. 6 dintre aceștia, toți din aceeași familie, au fost arestați pentru următoarele 30 de zile. Echipaje de poliție alături de echipaje de jandarmi, dar și de cei de la intervențiile speciale fac și acum razii în Pantelimon la câteva zile de când a avut loc altercația. Aceștia speră că așa îi vor găsi pe cei 3 suspecți care nu au fost încă aduși la audieri. Surse din anchetă spun că cei 3 s-ar ascunde în acest moment pe la alte rude, însă polițiștii nu au primit mandat de percheziție pentru a verifica această speculație. Colegii mei continuă investigațiile în teren, vizionând camerele, imagine de pe camerele de supraveghere și audind martorii din dosar. Există suspiciuni că aceste 3 persoane au încercat să părăsească țara? Până la acest moment nu avem astfel de date. Însă persoanele au fost date în consemn la punctele de trecere ale frontierei. Alte 6 persoane sunt anchetate în acest moment, în timp ce 4 dintre cei implicați sunt internați în spital. Organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov desfășoară activități pentru probarea tuturor participanților la altercația fizică din data de 21 septembrie, iar în funcție de probele și de mijloacele de probă administrate se dispun măsuri legale în consecință. Razile din capitală și orașul Pantelimon au ca scop, pe lângă depistarea celor 3, și prevenirea unor incidente similare. Colegii mei opresc mașinile suspecte, efectuează control auto pentru a observa dacă în interiorul acestora sunt obiecte ce pot fi folosite la fapte cu violență. De asemenea, ai mei colegi desfășoară activități pentru depistarea persoanelor implicate în eveniment. Simultan, o anchetă a fost începută și de unități de poliție din București, ca urmare a violențelor din interiorul Spitalului Sfântul Pantelimon. 13 bărbați au intrat în spital, având la ei furci, dar și alte obiecte contundente. Dintre aceștia au fost identificați 11 până în acest moment. Echipe de poliție desfășoară investigații complexe pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului și stabilirii gradului de implicare al fiecărei persoane în parte. Însă, nu doar cei care s-au bătut vor avea acum de plătit. Spitalul Sfântul Pantelimon trebuie să plătească acum o amendă în valoare de 3.000 de lei, pentru că nu ar fi reușit să asigure siguranța în unitate. După ce a împărțit bani după bunul plac în ultimii 2 ani prin intermediul fondului de rezervă, guvernul a făcut într-un final și o rectificare bugetară. Economiștii trag un semnal de alarmă cu privire la cheltuielile necontrolate ale guvernului. Practic, guvernanții recunosc că stau pe un butoi cu pulbere, adică o gaură de peste 120 de miliarde de lei. În plus, creșterea economică a fost revizuită negativ, iar datoria publică a crescut de la lună la lună. Specialiștii văd o singură ieșire: taxe mai mari de anul viitor. Există un plus de venituri bugetare după primele 8 luni, venituri pe care le folosim ca să dezvoltăm în continuare România. Încasările record ale ANAF și amnistia fiscală însă nu par a fi suficiente pentru a acoperi gaura bugetară. Cu banii calculați a fi încasați în plus, guvernul a adoptat o rectificare bugetară pozitivă. 40 de miliarde de lei au fost împărțiți ministerelor și instituțiilor din subordine. Ministerul Finanțelor este cap de listă și primește peste 14 miliarde de lei în plus la rectificare. Este urmat de Ministerul Transporturilor cu 5,5 miliarde de lei, Ministerul Educației 4,59 miliarde și Ministerul Sănătății, cu aproape 4 miliarde de lei. Și Ministerul de Interne și cel al proiectelor europene primesc banii, peste 3 miliarde de lei fiecare. Vorbim aici de profesori, vorbim aici de medici care speră sau au șansa să primească niște bani în plus, ori ca venituri personale, ori în cadrul instituțiilor care țin de aceste ministere. Este vorba de un anunț care este făcut în așa fel încât oamenii să susțină în continuare partidele aflate la guvernare în viitoarele alegeri. Însă sunt zeci de instituții cărora li s-a tăiat din buget. Cap de listă este Secretariatul General al Guvernului, urmat de Ministerul Economiei, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Dezvoltării și Camera Deputaților. Nici pacienții nu vor câștiga atât de multe de pe urma acestei rectificări, mai ales cei grav bolnavi, românii care suferă de cancer, au fost anunțați de 2 ori anul acesta că ar putea rămâne fără medicamente. Odată în luna ianuarie, odată în luna septembrie. Nici această rectificare nu le promite bolnavilor că își vor primi tratamentele până la finalul anului. Banii sunt puțini, sunt bineveniți, dar sunt foarte puțini. Ei se gândesc doar la construcții, la favorizarea firmelor de partid și mi-asum ceea ce spun, pe când soarta pacienților nu-i mai interesează după ce s-au văzut în conducerile respective. Chiar dacă veniturile statului au crescut peste așteptări, așa s-a întâmplat și cu cheltuielile. Anul acesta, plata salariilor de la stat e cu 8 miliarde de lei mai scumpă din cauza majorărilor din diferite sectoare, iar cheltuielile cu asistența socială au crescut cu peste 5 miliarde de lei. La asta se adaugă pensiile crescute în plin an electoral. În același timp, creșterea economică a țării a fost revizuită în scădere la 2,8%, iar datoria țării devine din ce în ce mai mare. Deficitul bugetar, conform ordonanței de rectificare, va ajunge la 7% din PIB, adică peste 120 de miliarde de lei. Nici nu cred că guvernul ar fi dorit să recunoască dimensiunea deficitului bugetar, însă o face acum tocmai pentru că prin această rectificare transmite un mesaj foarte clar. Avem probleme, este dificil să ținem bugetul sub control, însă voi sunteți mai importanți decât această problemă a deficitului. În tot acest timp, Consiliul Fiscal trage un semnal de alarmă și spune că gaura bugetară ar putea ajunge și mai mare până la finalul anului, iar țara noastră riscă să fie dependentă de fondurile europene pentru a mai realiza investiții. Din acest motiv, la Ministerul Finanțelor se pregătește o ajustare fiscal-bugetară, care ar putea aduce noi taxe și impozite sau o majorare a celor existente de anul viitor. Dunărea a început să scadă la Budapesta. Cu toate acestea, pericolul nu a trecut. Inundațiile au făcut prăpăd în țara vecină, chiar dacă s-au luat măsuri de precauție. În sudul Ungariei, Dunărea a inundat deja 10 de localități. Viitura se îndreaptă acum spre Serbia și în curând spre România. Viitura de pe Dunăre a atins punctul maxim în Ungaria. La Budapesta, fluviul a ajuns la 8,5 metri adâncime și a început să se retragă. Dunărea a făcut însă ravagii. A inundat zona podului cu lanțuri și inclusiv o stație de tramvai. Totuși, autoritățile au reușit să protejeze intrările la metrou și clădirea istorică a Parlamentului. Tudjuk, hogy mit mi hogyan csinálunk, sokszor jobban, mint a szakemberek, sajnos, és fel vagyunk erre készülve, nem ér minket várat. Minden házban majdnem van agregátor, van napelem, hűtési eszközök, tehát akár heteket is túl tudunk élni, amíg ilyen még nem volt, hogy egy évben háromszor van árvíz. Hát most szakemberek szerint állítólag ez a felmelegedés következménye, a szélsőséges időjárás következménye. Dunărea ar putea ajunge la un nivel normal în câteva zile, însă ungurii rămân în alertă. După retragerea apelor, autoritățile vor evalua activitatea de apărare și pagubele. Potrivit lui Victor Orban, în acest an, costul total al eforturilor de apărare în fața inundațiilor s-au ridicat la aproximativ 13 milioane de euro. În sudul țării, apele au inundat mai multe localități. Localnicii ajutați de militari și pompieri au ridicat diguri din saci cu nisip sau cărămizi. Barca a devenit principalul mijloc de transport. Jelezte, hogy ők itt járőrözni fognak, próbálják védeni az értékeinket, de a tapasztalat az, hogy ez azért annyira nem hatékony, és ameddig nem vagyunk veszélybe, addig maradunk, próbáljuk védeni a saját értékeinket. Între timp, inundațiile au ajuns la granița cu Serbia, autoritățile sunt deja în alertă după ce la intrarea în țară nivelul fluviului a trecut deja de 7 metri. La Belgrad, debitul crescut al Dunării își va face simțită prezența încă de marți. Și autoritățile din România au intrat în alertă odată ce au primit informația că viitura de pe Dunăre va lovi și țara noastră. Hidrologii se așteaptă ca debitul maxim să fie atins spre finalul săptămânii. Asta înseamnă că puterea apei va fi de 3 ori mai mare decât a fost anul trecut în aceeași perioadă. Mai multe localități din țară riscă să fie inundate, iar digurile ar putea ceda din cauza debitelor peste medie. Primele localități ce riscă să fie inundate de Dunăre sunt cele din vestul țării, aflate la granița cu Serbia, în zona Baziaș. Debitul cu care apa Dunării intră în țară crește de la o zi la alta. Barajul hidrocentralei Porțile de Fier nu a fost conceput ca unul de atenuare a viiturii, așa că nu poate opri apele care vor ajunge la noi în țară decât în situații excepționale. Dunărea intră în țară prin acel de defileu situat la câțiva kilometri în spatele meu. Acolo distanța între malul românesc al Dunării și cel sârbesc este de 6 km. Aici, în mijlocul satului Baziaș, distanța dintre cele două maluri este de 3,5 km, 4 cel mult. Acest lucru reprezintă un avantaj, spun localnicii. Lățimea Dunării face ca nivelul apei să nu poată să crească foarte mult, chiar dacă debitul este destul de mare. Ori la un debit preconizat de 9.000 de metri cubi, 10.000 de metri cubi, apa va inunda cel mult acest ponton. Avem un debit de 6.200-6.300 de metri cubi pe secundă, în creștere față de ultimele zile. În data de 13 septembrie, debitul Dunării era 2200 de metri cubi pe secundă. Asta înseamnă o triplare a debitului în doar câteva săptămâni, iar viitura ar urma să ajungă la noi în țară la finalul lunii, cu o forță de până la 9000 de metri cubi pe secundă. Speranța autorităților române este că inundațiile din Serbia vor reduce și mai mult debitul în creștere al Dunării, ca țara noastră să fie cât mai puțin afectată. Până la vărsarea în Marea Neagră, în jur de 20 de localități pot fi afectate de inundații. Până atunci se fac pregătiri. Avem în jur de 1600 de kilometri de diguri, dintre care 1100 se află sub administrarea Apelor Române și alți 500 sunt la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Suntem în stare de alertă și ne-am pregătit, s-au umplut mii de saci de nisip, s-au adus utilaje de intervenție care sunt foarte aproape de sectoarele Dunării, de altfel s-au inspectat la pas fiecare kilometru de dig. Vom verifica la fața locului acele secțiuni de dig unde am avut probleme în trecut. Fie au existat infiltrații, fie a existat o eroziune a malului. Frica de un nou dezastru, ca în județul Galați, a cuprins autoritățile, dar nu și localnicii, care ar putea fi inundați până la gât în doar câteva zile. În 2006 până aici, uite, până la zidul ăsta, așa a fost apa. În 2006 știu că a fost debit mare, atunci 15.800, așa ceva au fost. Dar acum e scăzută mult, uitați cât poate să fie de scăzută, e chiar mult de tot. Păi 560 a fost dimineața, acum încă mai scăzut. Deci nu avem niciun fel de emoții. Nicio problemă. Chiar eu nu am niciun fel de emoții. În fiecare dimineață, un angajat al administrației fluviale a Dunării de Jos monitorizează nivelul Dunării. Azi dimineață nivelul era de 560, o creștere de 12 cm, dar în această după-amiază, la ora 5, nivelul a scăzut, ajungând la 540 de centimetri. Anunță că vine, dar nu știu cât o veni, jumătate de metri mai mult nu cred. În momentul de față oamenii sunt informați, problema sunt pescarii ca să-și ancoreze, să-și scoată bărcile și în rest nimic semnificativ și care să ne sperie. Ultima mare inundație de pe Dunăre din 2006 a provocat evacuarea a 15.000 de oameni. Atunci debitul fluviului a ajuns la 16.000 de metri cubi pe secundă și a devastat mii de gospodării. Au trecut 10 zile de când inundațiile au devastat 28 de localități din județul Galați, iar situația este în continuare dezolantă. La Cuza Vodă, unde jumătate din sat este afectat de viitură, unii proprietari au primit ordini de evacuare din casele care se pot dărâma oricând, iar pompierii nu pot interveni în siguranță. Proprietarii caselor afectate speră că cei 10.000 de lei de la guvern să-i ajute să clădească măcar o cameră în care să poată locui în această iarnă. Vă avertizăm, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Uitați în partea asta, uitați, uitați-te pe jos. Încă aveți apă în casă. Toate, uitați. Dar de ce n-a ajuns nimeni la dumneavoastră? Cine s-a ajuns, doamnă, că e frică că s-a dărâmat casă, deja a pornit și toate și tot. Cu ochii în lacrimi și fără speranță, așa i-am găsit pe localnicii din Cuza Vodă. Casele la care au muncit o viață se dărâmă, în timp ce atât ei cât și jandarmii și pompierii nu pot face nimic să le salveze. Doamna Aurica, în vârstă de 75 de ani, este în această situație. Acum am să stau. Adăpăzi deasupra capului. E frică să bage oamenii când nu se întâmplă ceva. Uitați-vă. În casa ei, noroiul gros a înlocuit podeaua, iar pereții stau să cadă. Femeia este văduvă și și-a pierdut un fiu, iar acum singurul sprijin este nepotul ei, în casa căruia stă momentan. Unde stați, doamnă? Am un nepot la gârlă acolo. Are casa începută, dar n-am geamul. Altă casă condamnată este a Elenei Hodină. Cu ajutor de la fiica plecată în afară, a clădit ce a putut. Acum însă, văduvă și sleită de puteri la cei 67 de ani a ei, privește neputincioasă cum munca de o viață se dărâmă. S-a fost viitura de apă, eu mai puternic aici la noi. Ne-a terminat. Poți intra și acolo, gardul ăla așa puternic. Da, gardul l-a mult, de la apă l-a mult de aproape și furtuna mi-a rupt. Cu cei 10.000 de lei primiți ce ați făcut? Ei, păstrez să-mi fac un pui de casă. Ea și ginerele venit din Italia să o ajute dorm la o rudă în satul vecin. Niciun ajutor, dar nimeni. Am fost la primărie dimineața să vină să mă ajute cu ceva, cu un pompier, ceva, să pot să scot gardul ăsta, să-l dau la drept un pic, ca să putem să închidem. Pe lângă pompierii care încercau să mai salveze ceva dintre ruine, am întâlnit și voluntari, veniți din Constanța, însoțiți de un preot. Ajutăm cu ce putem la ajutarea oamenilor, să facem mobil afară, să le facem curățenie în curte. În primul rând ne rugăm să nu se mai întâmple așa ceva, așa dezastru. În al doilea rând, am umplut dube cu ajutoare și cu tot ceea ce e trebuință pentru oamenii aceștia, când mai au nimic. Din 1100 de gospodării din localitatea Cuza Vodă, 500 au fost inundate. Primarul comunei este însă optimist și spune că autoritățile fac tot posibilul ca oamenii să aibă unde locui. Modulele au venit deja mai bine de jumate, le poziționăm într-o altă parte, nu pe partea inundată, pentru moment, ca cetățenii să locuiască acolo. Au fost 21 de cereri, am suplimentat până la 35 și cred că o să mai depășim. În total, 28 de comune din județul Galați au fost afectate de inundații, 7.000 de case, peste 77 de kilometri de drum județean, 83 de podețe și 44 de poduri. Pagubele se ridică la peste 62 de milioane de lei, a anunțat Consiliul Județean Galați. Pe litoral, turiștii au făcut loc constructorilor care lărgesc plajele la Costinești. Stațiunea Tineretului este în proces de modernizare. În maximum 2 ani ar trebui să se bucure de plaje nou-nouțe prin lărgirea celor vechi, la fel ca în Mamaia și Eforie Nord. Operațiunea va aduce stațiunii 16 hectare noi de nisip. Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu, în valoare de peste 800 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene. Când vine vorba de mărirea plajelor, atunci Costinești e una dintre cele mai vitregite stațiuni. Fâșia de nisip este extrem de îngustă, iar pe alocuri aproape dispăruse în mare. Atât constructorul cât și beneficiarul, adică administrația bazinală Dobrogea Litoral, au luat în calcul să refacă și faleza în zona în care stă să se prăbușească. La Costinești s-a început din nordul stațiunii, pentru că urgența zero a fost consolidarea acestei faleze, în pericol de prăbușire de la an la an. Marea a bătut aici cu valurile până în aceste pietre. Iar în plan îndepărtat vedem 2 restaurante care au dispărut de-a lungul timpului datorită furtunilor. Lucrările la Costinești vor fi executate de aceeași firmă olandeză care s-a ocupat de lărgirea plajelor din Mamaia și Eforie, astfel că este de așteptat ca și aici plaja să beneficieze de un nisip de calitate și o intrare lină în apă. În plus, după lărgire, curenții nu vor mai fi atât de puternici. În Costinești vor fi construite 5 diguri perpendiculare pe țărm. Constructorii fac 2 diguri și apoi umplu cu nisip spațiul dintre ele. Și pe acest model continuă pe toată plaja. Se lucrează la cele 5 diguri care vor fi finalizate până în primăvara anului 2025. Ulterior, în toamna anului viitor, după sezonul estival 2025, se va face înisiparea de aici, de la Costinești. Proiectul ce vizează zona stațiunii Costinești se ridică la aproximativ 78 de milioane de euro și ar fi trebuit să fie pus în practică cu câțiva ani în urmă, odată cu Mamaia și cu Năvodari. Așteptăm de mulți ani acest proiect, este cel mai mare proiect din istoria Costineștiului. Se lucrează azi 24 din 24. Costineștiul era suprapopulat, ce înseamnă plajă, cu oameni foarte mulți. Acum, după ce o să mărească, o să fie într-adevăr un Costinești frumos și cu destule locuri pe plajă. Din punctul meu de vedere, mult mai ușor de gestionat, fiindcă o să rupă din curenții de nord, cei care totdeauna le făceau probleme. Punând diguri în față, nu o să mai bată marea direct în plajă, cum e la Costinești. când era mare deschisă. După lărgirea plajei, inginerii vor trece la etapa a doua, amenajarea de câmpii marine cu specii de iarbă subacvatică. Iarba de mare va fi implantată mai departe de țărm și va avea totodată rolul de a stabiliza zonele nou nisipate ale litoralului constanțean. Piața Victoriei a fost ocupată de sute de ciobani. Oamenii au protestat față de eutanasierea ovinelor afectate de pesta micilor rumegătoare și spun că vor sta în fața guvernului atât cât este nevoie. Au venit pregătiți pentru asta, ce au adus cu ei vedeți după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Ciobanii au luat cu asalt Piața Victoriei și protestează față de măsurile luate de stat pentru a combate pesta micilor rumegătoare. Crescătorii de oi susțin că boala nu există și cer autorităților să se oprească din a le eutanasia oile, care sunt singura lor sursă de venit. Fermierii spun că dacă nu vor fi acceptate solicitările lor, vor continua să protesteze și vor aduce chiar și animalele în fața guvernului. O delegație a acestora a fost primită la Palatul Victoria. Sute de ciobani din toate colțurile țării au venit în această dimineață în capitală pentru a protesta împotriva noilor măsuri luate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară pentru siguranța animalelor. Nici să trăim, nici să muncească, românul nu mai e lăsat, că în toate domeniile de activitate avem aceeași problemă, cum e aici. Suntem prima țară exportatoare de miei din Europa, suntem a doua în lume. De ce nu-i lasă, domnule, să muncească? ANSVSA a tras vineri atenția asupra ciobanilor care transportă animale clandestine și riscă să infecteze astfel și alte ovine. Instituția a anunțat că momentan sunt active 27 de focare. Ciobanii susțin însă că pesta micilor rumegătoare nu este o boală reală. În Timișoara îs două focare, două cârduri de oi, în carantină de 30 de zile, care nu au murit toaie. Nu pot să-mi explic cum e boala respectivă. Oile respective au ieșit pozitive la teste și n-a murit toaie. Am venit să ne facem dreptate, stăm aici ca niște proști, un câr de oameni, și nu ne dă dreptate. Fermierii cer să nu li se mai eutanasieze animalele și să poată exporta produsele. În plus, crescătorii de oi cer să fie schimbate și regulile economice, astfel încât statul să le asigure prețul cu care ei vor să vândă carnea. Ei spun că prețul unui kilogram de carne a scăzut la 12-13 lei, în timp ce în urmă cu doar 2 luni, acesta era aproximativ 22 de lei. Noi atât vrem, să ne dea voie să ne vindem animalele, să nu ne mai omoare animalele pe nedrept și să dea drumul la export și prețul să fie corect, că dacă avem un preț corect, trăim cu toții. Aș vrea copilul meu să mănânce brânză adevărată, nu brânza adusă din alte țări. Ciobanii au venit pregătiți pentru un protest amplu. Au de gând să stea în fața guvernului până când executivul va decide să le ia în seamă revendicările. Pentru asta au adus cu ei inclusiv produse de la animalele pe care le cresc. Numai produse tradiționale, o travă, nu mâncăm nimica. Uite, slănină, brânză, cârnați, oțuri de șuncă, oțuri de brânză de burduf, cârnați. Ne pare rău că n-am adus un tuș de tocan și să facem și o mămăligă, să vadă și bucureștenii cum se poate trăi la țară. Am venit cu clopote, cu bâte, cu cojoase, cu tot, și dacă nu se rezolvă problema, o să venim cu oile, cu turmele aici și o să venim cu tot. Nu plecăm de aici până nu vom avea discută și garanția sigură a premierului. Îi beau cafeaua, țucă, gagica, ei nu au grijă noastră. În ultimele luni au fost sacrificate 10.000 de ovine din cauza zecilor de focare de pesta micilor rumegătoare. Ciobanii au mai protestat și la începutul lunii, dar de data aceasta sunt hotărâți să obțină mai mult decât promisiuni din partea executivului. Israel și Hezbollah se bombardează neîncetat, sunt deja peste 300 de morți și peste 900 de răniți în Liban, printre cei răpuși sunt copii, femei și medici, iar armata israeliană a cerut civililor să stea departe de construcțiile Hezbollah. Toată lumea se teme de escaladarea conflictului și de un posibil război în Liban. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Atacurile Israelului sunt îndreptate în special în centrul și sudul Libanului. Peste 300 de ținte Hezbollah au fost vizate până acum. Cu câteva ore înaintea primului atac, armata israeliană a cerut civililor din Liban să se adăpostească. Israelul susține că a vizat doar case care conțineau arme Hezbollah și că armata va continua să lovească depozitele de arme strategice. Israelul acuză Hezbollah că a transformat sudul Libanului într-un câmp de luptă. We advise civilians from Lebanese villages located in and next to buildings and areas used by Hezbollah for military purpose, such as those used to store weapons, to immediately move out of harm's way for their own safety. În atacuri, doi oficiali de rang înalt al Hezbollah, șeicul Ali Aburia și Muhammad Saleh, au fost omorâți. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Armata israeliană a anunțat că va bombarda zona Beka, situată la circa 30 de kilometri est de orașul Beirut. Civilii au început să fugă încă de acum câteva zile. Ar fi vorba de peste 100.000 de oameni. Drumurile spre capitala Beirut sunt blocate din cauza cozilor de mașini care se întind pe kilometri întregi. Unii civili, nici măcar în Beirut, nu vor să mai stea. Sudul capitalei este părăsit în masă. أنا بقول هذه بداية الحرب أكيد هذه بداية الحرب أو الله يهدي البال وإذا بدنا نحارب شو هنعمل؟ فرضت علينا يعني ما فينا نعمل شيء نحن ضد الحرب الأول نحن ضد الحرب ومآسي إيش فينا نحمل أنا أطشت إجري من فجار المرفأ. Atacurile aeriene israeliene sunt un genocid în toate sensurile cuvântului, a afirmat prim-ministrul interimar al Libanului. Guvernul a suspendat cursurile în școlile din sudul țării. Unele dintre ele se vor transforma în adăposturi pentru cei cărora casele le-au fost distruse. הפגיעה של צה"ל בשרשרת הפיקוד של חיזבאללה היא מסר ברור לארגון חיזבאללה, היא פוגעת בו קשה והיא גם מסר למזרח התיכון כולו, ואפילו יותר מכך. אנחנו נדע להגיע לכל מי שיאיים על אזרחי מדינת ישראל. תקפנו בימים האחרונים מאות יעדי טרור בלבנון. היום, הבוקר, חיזבאללה ירה פעם נוספת לעבר הצפון. זהו ירי לעבר אזרחים. אף מדינה ריבונית לא יכולה לאפשר איום כזה, al ezrahea ve al ribonuta. Oficialii ONU au avertizat cu privire la riscul transformării Libanului într-o altă Gaza. Tensiunile în Orientul Mijlociu sunt mai mari ca niciodată. Statele Unite și Uniunea Europeană au îndemnat constant Israelul și grupul islamist Hezbollah să evite orice escaladare. Experții se tem că acest conflict se va transforma într-un război de lungă durată, care nu ar afecta doar Orientul Mijlociu. Și mergem acum la cetate, acolo se află domnul Mircea Dinescu, care va comenta cele mai importante știri ale zilei. Bună seara, domnule Dinescu! Salut, bine ai venit! Bine v-am găsit, bine ați revenit și dumneavoastră. Vă propun să rămânem în Orientul Mijlociu, acolo unde am văzut ce se întâmplă între Israel și Liban, se războiesc. Cum comentați imaginile pe care le-am văzut? Civilii fug, drumurile sunt blocate, e un adevărat genocid, spun autoritățile din Liban, ceea ce face Israelul în țara lor. ONU avertizează, spune să fie calm, pace. Cum comentați tot ce se întâmplă în acea zonă, domnule Dinescu? Din păcate, mai ales în secolul ăsta pe care un scriitor francez îl vedea religios și senin, s-a transformat într-un coșmar. Nimeni nu s-a așteptat ca în secolul 21 să vedem războaie cu mii de victime, cu sute de mii de victime. Și iată că asistăm la această poveste, mulți dintre noi ne uităm la televizor, pentru că în țările alea nu se mai uită lumea la televizor, nu în Liban și nici în fâșia Gaza. Povestea este următoarea. Eu mă mir că Israelul, care a trăit în mitologia bătrânilor înțelepți, nu are la ora asta bătrâni înțelepți. Pentru că e clar că Netanyahu este un politician care nu mai ține cont de nimica până la urmă. E și asta o formulă, să crezi că ești un măreț luptător în această poveste legată de Israel și de țările arabe din jur. În realitate, trăim într-un secol în care nu mai există eroi. Nu sunt eroi nici cei din, care se dau martiri din partea țărilor arabe, nu sunt eroi nici comandanții israelieni. Este un măcel și de o parte și de alta, la care noi asistăm neputincios într-un secol nu, în care civilizația este pe în alte culmi. În realitate, nimeni nu mai ține cont de nimic, nici de ONU, nu, Organizația Națiunilor Unite. Vax Albina, n-are nicio putere. Nimeni nu mai ține cont de nimic, nici măcar că în acest... Nici măcar că în acest război își pierd viața atâția copii nevinovați, domnule Dinescu. Am văzut niște imagini greu de privit. Aici este problema cu aceste victime colaterale. Atâta vreme cât tu cauți să omori niște teroriști și îl omori pe teroristul cu pricina și mai omori încă 20 de copii sau de oameni nevinovați, asta nu este, încă o dată, nu este în categoria lucrurilor nici normale și nici eroice. Sunt crime, toate sunt crime, să știți. Specialiștii susțin că acest război ar putea fi Israelul a avut... Domnule Dinescu, specialiștii susțin că acest război ar putea să fie unul de lungă durată. Ce ar însemna acest război de lungă durată la nivel mondial? Ce ar însemna? Ar însemna următorul lucru, că firmele care produc armament la ora asta în lume câștigă miliarde și miliarde de dolari sau de euro, că există categorii care apasă pe un buton, de oameni care apasă pe un buton și nu se gândesc la consecințele crimelor acestora care sunt, încă o dată, produse cu, de la distanță și fără nicio... Că la vechile războaie se știa că tu te lupți cu cineva, cu sabia în mână și vine dușmanul tău și tu ești mai puternic. Aici nu mai există, încă o dată. Există un mecanism al morții impenetrabil care funcționează, încă o dată, cum spuneam, fără eroi și cu multe victime. Cele mai multe victime sunt colaterale, cum este și în Ucraina, de fapt. În Ucraina noi ce vedem? Vedem satele alea prăpădite în care mor mai mult țăranii de acolo, care nu mai sunt de mult proprietarii pământurilor care produc grâu, pentru că pământurile alea au fost cumpărate de oligarhii lumii, da? Cei bogați au fugit din Ucraina, care mă refer la Ucraina pentru că are legătură și cu povestea asta din Orientul Mijlociu. Dacă tragem o linie și vedem ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, vom vedea cum sunt foste țări. Libia nu mai este o țară după ce țări civilizate au încercat să omoare dictatorii și, mă rog, și s-a ales praful. Irakul nu mai este o țară, astea nu mai sunt țări. Sunt niște ruine, sunt ruinele unor țări, da? Da. Ori așa se întâmplă și cu această Israelul, bătrânii înțelepți israelieni au cântat Libanul, Codrii Libanului, cele mai frumoase poezii de dragoste ale vechilor scriitori de acum 3.000-4.000 de ani care au făcut și Vechiul Testament și Noul Testament, descriu cu drag Libanul, Codrii Libanului și frumusețele Libanului. Domnule Dinescu, și uite ce se întâmplă acum. Da, ce se întâmplă din păcate. Vom urmări acest subiect, cu siguranță vom comenta și mâine. Aș vrea să ne întoarcem puțin în capitală, pentru că ciobanii sunt disperați, da. Au venit să protesteze la guvern. Ei spun că pesta micilor rumegătoare este închipuită. Ce părere aveți de ceea ce se întâmplă aici, în capitala noastră? V-aș ruga să nu mai jigniți oaia, care este animalul, dacă vezi, profetic și cel care ține de spațiul nostru mioritic, să mai spuneți mici rumegătoare. Atunci politicienii sunt mari rumegătoare. Oaia nu este un mic rumegător, este un animal blând care dă, îmbracă oamenii prin lâna lor, hrănesc copiii cu laptele lor și cu brânda lor și cu carnea lor hrănesc maturii. Deci este, nu e o simplă rumegătoare, este un animal mitologic, intrat în mitologia, da, cu Miorița noastră. În Miorița era omorât doar un cioban. Astăzi asistăm la un soi de genocid al oilor din România. Aceasta este o crimă, după părerea mea. Cum poți să omori din pricina a 5 oi bolnave, să omori toată turma? Eu mai spus când era criza cu găinile alea, cu pandemia sau cum se numea aia, gripa aviară. Gripa aviară. Pentru 3 găini erau omorâte toate găinile. Și eu am spus, domnule, dacă un țăran se îmbolnăvește de plămâni, așa, duci tot satul să-l internezi la spitalul de TBC, du-l duci pe la bolnav de TBC. Așa și aici, bolile animalelor sunt de câteva mii de ani, nu cred că a apărut acum dintr-o dată boala asta pe oaia românească. Mie mi se pare că este o mânărie pur și simplu și o nesimțire să intri în curtea omului, să omori oile pentru care o oaie bolnavă în curte. Este o porcărie fără de margini și o lipsă de respect față de istoria și de mitologia acestei țări și față de această meserie extraordinară care este, din fericire, n-a dispărut, dar va dispărea. Faptul că au ajuns ciobanii în secolul 21 să iasă în stradă ca să-și apere animalele, că de fapt ce vor? Ei vor să nu se mai omoare oile cu tot din adinsul. Atâta vreme cât oi bolnavi au fost și în secolul trecut și acum 2000 de ani, sunt și acum. Nimeni nu le-a omorât oile până acum. Ne-am trezit noi dintr-o dată, țara civilizată România, să omorim oile românești. Eu nu am mai auzit în alte țări să fie omorâte atâtea oi cât să omoară în țara noastră. Și de ce? Pentru că România era cea mai mare producătoare și exportatoare de carne de oaie, de berbec, de miel, la un preț foarte mic. Și eu cred că țările alea care... pentru că trebuie să vă spun un lucru. În Franța, jigou, pulpa de berbecuț, este foarte scumpă. Nu este ca la noi 5 euro, 6 euro. Costă 50 de euro. Carnea de oaie e mult mai scumpă decât carnea de porc sau decât 5 kg de carne de pui costă o pulpă de berbecuț în Franța. Jigou, celebru franțuzesc. Ori în clipa în care acești oameni nu au voie nici să exportă, le mai omor și oile, păi iertați-mă, dar este crimă și împotriva oilor, dar și împotriva ciobanilor. Eu aș face acum, îmi pare rău, eu am avut 70 de capre, aș fi intrat și eu în partidul ciobanilor dacă aveam 2 oi, dar vorbesc cu Ciucurel și poate facem și aici, pornim acest partid al căpralilor și oierilor. Mulțumesc frumos pentru toate aceste comentarii, domnule Dinescu. Ne revedem și mâine seară. Noi mergem acum mai departe. Un român a înspăimântat un oraș din Italia după ce a incendiat 10 de mașini. Unde au avut loc incendiile și cum și-a motivat fapta, vedeți după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Instagram a lansat contul pentru adolescenți care are opțiunea de supraveghere parentală. Asta înseamnă că părinții vor putea controla și restricționa accesul tinerilor la aplicație și vor putea vedea cu cine au discutat în ultimele 7 zile. Măsura a fost luată pentru a face platforma cât mai sigură pentru copii. Părinții privesc cu ochi buni această schimbare, nu de aceeași părere sunt și adolescenții care spun că se simt controlați. Minorii care folosesc Instagram vor avea în curând conturi de adolescenți. Acestea vor fi private, cu mai multe restricții incorporate. În momentul în care un tânăr își va face contul, respectiv de Instagram, se poate loga prin Facebook sau își poate crea contul de la zero și în baza datei de naștere pe care el o setează, acolo se va vedea către ce tip de funcționalitate se poate îndrepta persoana respectivă. Oricât de mult ar încerca rețelele sociale să vină pentru tineri în favoarea lor cu anumite reglementări, pe atât de dificil este felul în care ei percep lucrurile și după aceea se simt încorsetați. Noua funcție va permite ca adolescenții să primească mesaje, să fie etichetați sau menționați doar de către persoanele pe care le urmăresc. În plus, după fiecare oră petrecută pe platformă, tinerii vor primi notificări cu timpul petrecut în aplicație și sugestia de a o închide. Și părinții vor avea control asupra activității copilului pe rețeaua socială. Părinții vor avea posibilitatea să vadă care sunt persoanele cu care adolescentul a discutat în ultimele 7 zile să stabilească o limită de utilizare a platformei și să restricționeze accesul o perioadă de timp. Cei mai mulți adolescenți nu văd cu ochi buni această măsură. Mi se pare o idee interesantă, nu știu neapărat dacă foarte bună pentru adolescenți, ar putea să se răzvrătească cumva și să creadă că sunt foarte controlați. Copiii nu prea folosesc Instagram ca să chateze, să scrie, deci e foarte ușor să-ți facă alt cont secret. Mi se pare un lucru bun. Nu știu dacă o să aplice toți părinții, cei mai mulți nu prea le pasă în general, dar mi se pare un lucru bun, pentru că pe Instagram apar tot fel de lucruri ciudate. În schimb, părinții se bucură și spun că într-un final sunt ajutați de marile platforme de social media pentru a-și ține copiii în siguranță. Mi se pare o idee foarte bună, pentru că nu știm cu cine intră în contact, sunt multe adrese false, sunt multe clonate și atunci copiii nu sunt protejați. Îi duc un pericol, pentru că eu nu am de unde să știu pe partea cealaltă cu cine stau de vorbă. Poate să arate o fotografie copiată de pe undeva, să spună că are 13 ani sau 16 și poate să fie un adult de 30 și... Lansarea nu va fi imediată. Adolescenții care au deja conturi de Instagram vor fi transferați în noile conturi în următoarele 2 luni. Măsura a fost luată pentru a face platforma cât mai sigură pentru copii, în contextul criticilor tot mai mari legate de impactul rețelelor sociale asupra vieții tinerilor. Prima dată ne uităm în zona anxietății și a depresiei, care tind să se dezvolte în cele mai multe dintre cazuri. Apoi se manifestă o reducere a timpului de concentrare, a capacității de concentrare a fiecăruia și ușor, ușor, pas cu pas înapoi, aceasta duce spre izolarea acestei persoane. Noua funcție a intrat deja în vigoare în Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Canada și Australia. Un român a fost arestat după ce a incendiat, aparent fără motiv, 33 de mașini și motociclete la Milano, în Italia. Conaționalul de doar 25 de ani le-a spus autorităților italiene că a ieșit să fumeze o țigară, însă camerele de supraveghere dovedesc contrariul. Românul a provocat cel puțin 3 incendii în care au ars 33 de mașini și scutere. În imagini, românul este filmat pe o trotinetă electrică în timp ce fuge de la locul unde a pus focul. Autoritățile au ajuns la concluzia că totul a fost intenționat, deoarece mașinile care au avut de suferit se aflau la distanțe mari unele de altele. Românul a fost prins după mai multe luni de căutări și nu se știe deocamdată motivul pentru care a incendiat mașinile. Cine a spus că motocicliștii nu sunt sensibili? Mai mulți pasionați de motoare din Timișoara, împreună cu voluntari de la Universitatea Științele Vieții, s-au reunit pentru o strângere de fonduri. Banii câștigați în urma campaniei vor fi donați pentru renovarea unor case vechi din regiunea Banatului. Acțiunea se numește Color the Village și are scopul de a readuce la viață 30 de locuințe. Doomfest este evenimentul caritabil organizat de bikerii Asociației Doomstriker. Organizația are sute de membri, în general foști și actuali angajați ai forțelor de ordine. Motocicliștii au făcut mai multe acțiuni caritabile, iar acum au decis să-i ajute pe cei de la asociația acasă, în Banat, să restaureze case vechi din zonă. Motocicliștii s-au adunat în parcarea unui centru comercial din Timișoara și de acolo au plecat în coloană pe străzile orașului. Cu ocazia acțiunii caritabile și-au propus să-i determine pe șoferi să fie mai atenți în trafic. Această paradă reprezintă nu numai un bun prilej de a atrage cât mai mulți motocicliști și oameni de bine pentru această idee a satului Bănățean, de refacerea satului Bănățean. Lucrul ăsta înseamnă și o acțiune de conștientizare, de reducere a riscului rutier. De ce? Pentru că fie că suntem pe 2 roți, pe 4 roți sau pietoni, pentru că până la urmă toți suntem pietoni, este important să conștientizăm că respectul pe care noi trebuie să-l arătăm în trafic înseamnă reducerea numărului de evenimente rutiere. La momentul ăsta suntem în faza în care trebuie să strângem fondurile necesare pentru implementarea Color the Village 2025. Singurul reper pe care îl avem la momentul ăsta sunt costurile evenimentului din 2024, unde discutăm cu Radu, undeva au depășit 24-25.000 de euro. E primul pas pe care îl avem de făcut, să strângem banii. Și nu puțini, ci vreo 20.000 de euro. Suma va fi donată în întregime pentru proiectul Color the Village 2025. Motocicliștii nu sunt niște persoane rele, nu sunt doar persoane care turează motoarele. Vrem să oferim din ce în ce mai mult bine și prin acest festival ne dorim să facem un obicei. Clubul format din oameni ai legii promovează pasiunea pentru motociclete și are principii solide, precum contribuțiile pentru proiecte de educație, performanță, ajutarea semenilor și sprijin prin implicare în comunitate. Ajutorul ăsta este o gură de aer, pentru că să ai cumva asigurat niște fonduri la sfârșitul anului pentru proiectul de anul viitor, este această gură de aer pe care orice proiect și orice organizație și-ar dori eu. Colaborarea cu ei este una fantastică, pentru că nu sunt doar colaboratori care au făcut un festival, ci ei ne-au devenit prieteni. Ei cumva și-au asumat deja acest proiect Color the Village 2025 și împreună o să zugrăvim 30 de case în cele 3 zile în județul Caraș-Severin, într-un sat de acolo. Anul trecut, motocicliștii din Banat au strâns câteva mii de euro, cu care au renovat 2 saloane din cadrul secției de terapie intensivă a Spitalului Militar din Timișoara. Și de la sport trecem la vreme, toate informațiile chiar acum. În Europa, cerul va avea înnorări și va ploua în Norvegia, Irlanda, Regatul Unit, Franța, Austria, Ungaria și Italia. Pe alocuri, ploile vor fi însoțite de tunete și fulgere, izolat și grindină. În munții Alpi, la altitudini mari, precum și în nordul peninsulei scandinavice, vor fi ninsori și lapoviță. În țările central-estice și central-sud-estice vor fi în continuare temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. 28-29 de grade vor fi în România și Grecia. În țară vom avea o noapte cu cer senin. Vântul va fi mai activ pe crestele Carpaților meridionali și în sudul Banatului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 grade la Miercurea Ciuc și 16 grade pe litoral. Mâine avem vreme frumoasă, cu temperaturi mari de vară. În sud vor fi 29 de grade, Craiova, București. 28 de grade vor fi la Galați și în vestul țării, la Oradea și Timișoara. La Miercurea Ciuc vor fi 24 de grade, o temperatură mare pentru această zonă. Spre seară o să plouă în Banat și Crișana. Vântul o să bată mai tare pe la munte, în centru și nord-est. Dimineață izolat va fi ceață. În București, săptămâna începe și continuă cu vreme de vară. Mâine, mercurul din termometre va urca la 29 de grade. Cerul va fi predominant senin. Miercuri și joi vor fi chiar 30 de grade. Și la munte, vremea este frumoasă. Se înnorează spre seară și pe parcursul nopții. În masivele vestice o să și plouă. Și vântul este mai activ aici. Vor fi 16 grade la Sinaia, 17 la Predal și Păltiniș și 19 grade la Stâna de Vale. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine seară, tot aici la Focus, dar de la ora 22. O noapte liniștită, aveți grijă de voi! Program disponibil pe primaplay.ro.